Să ne fie pace în suflet. Să fie Domnul cu noi cu toți. Vreau să vă întreb, sunteți puternici sau slabi? Se poate veni în două feluri de acasă. Ca un creștin slab, amărât, descurajat, bătut, de soartă, bineînțeles, și de situații, sau ca un creștin puternic, care este destinat la biruință împreună cu Dumnezeu, care este destinat să rupe zăvoare, să spargă fier, să câștige biruință. Cum suntem? Aș vrea să spun că cele două concepții nu vin oricum, nu vin automat. Ele se formează, la ele se lucrează. În fiecare zi. Continuu. Noi nu ne putem entuziasma dintr-o dată și să spunem că suntem oameni extraordinari, știind că cu 5 minute înainte iar am căzut și că ne mustră cugetul. Când cuvântul lui Dumnezeu spune suntem mai mult decât biruitori prin Cel ce a biruit totul, cuvântul lui Dumnezeu face lucrul acesta spunând că lucrul ăsta e un proces care se întâmplă și se învață în fiecare zi. Spre exemplu, azi. Azi ești biruitor? Și când zicem da, trebuie să ne gândim la ceva concret. Eu personal v-aș sugera să vă gândiți, nu să răspundeți. Ce biruință ați obținut azi? Și dacă la modul conștient n-ați obținut nicio biruință, atunci să nu ziceți că ați fost biruitori. Adică nu ne mângâiem cu termeni generali. Trebuie să fie foarte concretă relația noastră cu Dumnezeu. Ne-a dat Iisus Hristos o biruință azi. Înseamnă o experiență cu El. Ai fi dispus să ți-o povestești. Să ți-o spui ție. Știi cum a fost? Hai să-ți spun, Valentin, cum ți-a dat Dumnezeu azi o biruință. Cam despre asta este vorba. Și dacă vreți, în dimineața asta cam despre asta vom studia. Haideți să învățăm puțin cum să devenim biruitori. Toți aceia care doresc să studiem împreună pot să rămână. Alții, dacă au altceva mai bun de făcut. Vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 11, prima dată. Și sper din tot sufletul să deschideți Scriptura, nu telefonul. Apropo, de ce spun lucrul acesta? Zilele trecute am mai citit odată mărturiile în legătură cu sabatul și am aflat acolo un sfat vechi de tot, care nu se mai aplică azi. Și sfatul spune așa, la începutul sabatului, ia de pe masă toate ziarele, toate revistele și lasă să fie pe masă numai ce? Numai Scriptura. Chestia asta se aplica pe vremea când erau ziare și reviste. Așa e? Acum cine mai a ziare? Cine mai cumpără reviste? Nu mai cumpără nimeni, deci nu se mai aplică, corect? Spuneți-mi, vă rog, unde aveți ziarele dumneavoastră? Unde aveți revistele dumneavoastră? Pe Google, da? Bun. Nu vreți dumneavoastră să dați Google-ul la o parte? În așa fel încât să
chiar să nu mai comunicați cu prietenii dumneavoastră în timpul ăsta. Pentru că comunicarea e extrem de diversă. Dacă Ellen White spune la un moment dat, dați revistele la o parte ca să nu vă... Să nu vă... Ce? Da? Să nu vă deranjeze. Dacă zice să nu aveți reviste cu poze, cu alte, ca să vă ducă în altă parte, atâta tot. Nu e nimic formal în toată treaba asta. Este o motivație foarte profundă. Faceți curat puțin ca să aveți toată motivația necesară să stați de vorbă cu Dumnezeu. Vă dați seama cum ar trebui să fim în ziua de astăzi atunci când peste 2 minute îți mai trimite unul un mesaj și tu spui că trimiți mesaje de sabat și spui, dar fii atent, suntem la predică, dragii mei. Meditația înseamnă oprirea gândirii discursive. Ce e gândirea discursivă? Gândirea discursivă este discursul din timpul săptămânii. În pilda aceea legată de semănarea seminței, la un moment dat mi se spune că există un tip de semânță care cade, unde? Primul tip, primul fel. Pe drum. Și când cartea Parabolele Domnului Iisus Hristos comentează ce e aia pe drum, ea spune, pe drum este gândirea discursivă. Că de aia se face potecă, de aia se face drum. Gândirea discursivă are creile ei bătătorite. Piața, magazinul, mașina, serviciu, ălea-s căi bătătorite, sunt căi discursive. Prietenii. Și acolo în zadar vine sămânța și cade. În zadar. Că n-are timp nici să dea rădăcină. Pentru că vin, cine vine? Ce sunt păsările? E gândirea discursivă. Vin păsările și le ia, știi cum le adună, nu mai rămâne nimic, 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 nimic. Trec gândurile în stânga și în dreapta și antrenează odată cu ele tot ceea ce bun pune Dumnezeu în tine. Telefonul stimulează gândirea discursivă. Și noi avem nevoie de o altfel de gândire. Avem nevoie de altfel de disciplină mentală. Asta a fost paranteza în legătură cu deschisul Scripturii. Observați, uneori parantezele sunt cât o predică întreagă. Poate că pe viitor ajută, cine știe. Poate că pe viitor vei reuși să lași telefonul acasă sau să-l lași în mașină. Da, și să-l iei când pleci. Și să te uiți doar pe GPS. Și să închizi modul de discurs. Puneți-l pe avion. Modul acela de avion. Deci, Matei 11. De la versetul 25. Te laud, Tată, zicea Domnul Iisus Hristos, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Slabi sau puternici? Pruncii. Sunt slabi sau puternici? Imaginea pe care ne oferă aici ideea de nou născut este un nou născut fără putere, neputincios. Corect? Deci slab sau puternic? Slab. Te laud, Tată, pentru că așa ai găsit tu cu cale.
așa a vrut Dumnezeu, să fim... Să fim cum? Ziceți? Slab, sunteți convinși sau nu? Că nu văd că îmi răspundeți prea mulți. Slab sau tare? Cum a găsit Dumnezeu să fim? Slab. Și în versetul 27, toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu. Cine-i tare? Domnul Iisus Hristos, da? Ăsta este raportul de funcționalitate al unui creștin. Pentru ca nu cumva să cădem într-o extremă sau alta, lucrurile sunt în felul acesta. Tatăl este, sau nu Tatăl, Domnul Iisus Hristos este puternic și El spune, toată puterea mi-a fost dată în mâini de Tatăl meu. Toată puterea. Iar eu, ca și creștin, sunt cum? Slab. Se spune însă că dacă lovești vreodată un câine, înțelept ar fi întotdeauna să știi cine e stăpânul. Nu lovi dacă nu știi cine e stăpânul. Nu pentru că câinele te-ar putea mușca, nu despre asta e vorba, ci despre faptul că s-ar putea să ai de-a face cu stăpânul. Ăsta e creștinul. Creștinul nu este tare pentru că mușcă. Creștinul este tare pentru că are un stăpân extraordinar. Eu sunt tare și tu ești tare datorită lui Iisus Hristos, care spune că a biruit totul și că toată puterea a fost dată în cer și pe pământ și că datorită jertfei sale, cerul și pământul, toate au intrat în aceeași autoritate, autoritatea Fiului lui Dumnezeu, care spune cuvântul că va zdrobi toate neamurile sau va cârmui toate neamurile cu un toiac de fier. Este cuvântul prorociei. Este puternic Iisus Hristos. Sceptrul sau toiagul împărăției sale este de fier. Simbolul fierului în profeție este simbolul celui care zdrobește tot, absolut tot. Și Iisus Hristos primește toate lucrurile în mâna sa, zdrobind tot, învingând orice rezistență umană sau demonică. Rețineți și aspectul ăsta, adică orice rezistență supraumană. Cine sunt eu? Un nimeni. Răscumpărat prin jertfa lui Iisus Hristos. Un nimeni răscumpărat devine forța prin care lucrează Iisus Hristos. Fără Iisus Hristos, ce valoare am? Spune-mi. Ce valoare am fără Iisus Hristos? Zero. Cu Iisus Hristos ce valoare am? Am venit aici să ne întâlnim cu El. Am venit aici să ne închinăm Lui. Am venit aici să refacem legământul nostru de o viață împreună cu El. Extraordinar. Judecători, capitolul 7, ne vorbește despre una dintre lucrurile cele mai ciudate ale Vechiului Testament. Episodul acela cu Gedeon. Pornește un război împotriva madianiților, care sunt superiori din punct de vedere tactic, armament și numeric. Și în jurul lui se strâng 30.000 de oameni, care erau o fracțiune din ceea ce ar fi trebuit să fie. Și Dumnezeu îi spune, mă încurcă. 30.000 de oameni mă încurcă. De ce? El spune, vreau să fac o minune și dacă sunt 30.000 de oameni, nu voi putea face o minune pentru că și-o vor însuși. Ei vor zice, noi am câștigat biruința. N-am nevoie de 30.000 de oameni. Trimite-i acasă. Și a trimis acasă. Și au mai rămas 10.000. Și Domnul spune, mă încurcă. Mă încurcă. Vreau să fiți cum? Tari sau puternici? Sau slabi?
Și Domnul Iisus zice, vreau să fiți slabi. Am nevoie să fiți slabi. Cât de slabi, Doamne? Păi am fost 30.000, acum suntem 10.000, suntem slabi. Nu, și mai slabi vreau să fiți. Vreau să fiți cât de slabi? Zero. Vreau să fiți zero. Și cum să facem asta, Doamne? Coboară la pârâu. Și? Îți voi spune eu pe cine să meargă cu tine și pe cine să nu meargă cu tine. Chiar așa spune textul. Îți voi spune eu cine să vină și cine să nu vină. Și trece Dumnezeu cu Gedeon și la sfârșit erau câți? Zero. 300. 300 de oameni sunt zero. Nu știu dacă vă puteți imagina 30.000 de oameni comparat cu 300. Vă puteți imagina? Miturile antice preiau acest raport și vorbesc despre grecii care s-au luptat 300 împreună împotriva persanilor. Da? 10.000 de nemuritori. Cunoașteți poveștile astea? Nu facem mitologie aici. Nu facem mitologie. Dumnezeu a ales 300 de oameni. De ce? Crezi vreodată că se poate ca 300 de oameni să biruie mii? E posibil din punct de vedere uman? Ori de câte ori omul spune că 300 de mii a biruit cei 10.000 de nemuritori ai persanilor, de fiecare dată e legendă. Să nu vă măguliți cu ideea că ar putea fi vreodată așa ceva. E legendă, e mit. Nu se poate. Ori de câte ori Dumnezeu lucrează, de fiecare dată e un miracol. E o minune. M-am întrebat întotdeauna de ce Dumnezeu alege pe aceia care nu beau apă ca orice om. Știți? S-au coborât la apă și acolo a fost marea cernere la apă. Au intrat oamenii acolo și au zis să ne refacem forțele și au intrat în apă și s-au spălat și s-au înviorat. Erau gata pentru luptă. Și au fost alții care n-au intrat în apă. Nu s-au înviorat, au luat apă cu mâna și au stat cu ochii continuu la vrăjmași. Spuneți-mi, vă rog, ce e asta? Definiți-mi treaba asta. Ce înseamnă să te uiți cu ochii în continuu la tabăra adversă? Fraților, este limpede, războiul nu începuse. Lor nu le era teamă de un atac. Nu le era teamă de un atac. Dacă nu le era teamă de un atac, atunci de ce stăteau cu ochii la dușmani? Fraților, pe câmpul de luptă, în general, în vremurile vechi, lupta se câștiga cu năvală. Ce înseamnă cu năvală? Înainte, fiecare pe cont propriu. Fiecare te duci și dai înainte. Erau unii care veneau și dădeau înainte pur și simplu. Erau alții care construiau strategii. Care se uitau la formațiile de luptă ale dușmanului. Care se uitau unde ar putea găsi un loc slab, un loc tare. Era omul care, din punct de vedere al noțiunilor de luptă, ei căutau soluții. În cei 300 de oameni, Dumnezeu a găsit un fel de general care analizau câmpul de luptă, fiecare dintre ei, și căutau soluții. Nu e suficient să fii în tabăra lui Dumnezeu și să mergi înainte cum ți se dictează. Așteptăm ordinul. Nu despre asta este vorba. Fiecare are Scriptura în mână și va trebui să găsească modalitatea în care Dumnezeu îți spune, mergi înainte. Modalitatea în care Dumnezeu îți spune, te voi călăuzi.
Modalitatea în care Dumnezeu îți spune, îți voi da victoria eu, este o problemă pe care personal fiecare dintre noi trebuie să o dezvoltăm în relația noastră cu Dumnezeu. Și apoi, după ce fiecare va face lucrul acesta, Dumnezeu va strânge la oaltă un popor de generali. Vă aduceți aminte de ceea ce spune Moise când spune să facă Dumnezeu ca tot poporul lui să fie un popor de... Poftiți? De proroci. Ce e un proroc? Noi așteptăm să vină prorocul și să ne spună ce să facem. Corect, n-am nicio problemă cu treaba asta. Dar Dumnezeu vrea să faceți un pas mai departe, dumneavoastră, și anume să spun, Dumnezeu spune, aș vrea ca voi să fiți prorocii mei, generalii mei, oamenii cu care eu să câștig biruințe și victorii. Asta vrea Dumnezeu. Nu e vorba de o calitate sau o calificare pe care eu sau tu să o obținem datorită puterilor noastre. Nu e vorba de asta. Puterea aparține lui Dumnezeu. Dar întrebarea mea este, cum vreți dumneavoastră să creștem dacă relația cu El, conectabilitatea cu El nu este făcută? Pentru ca să vedeți că lucrurile sunt serioase, aș vrea să observați cum Dumnezeu repetă tema aceasta în mai multe părți ale Scripturii. În Faptele Apostolilor, capitolul 4. Este un moment impresionant. Petru și Ioan sunt interogați de sinedriul din vremea aceea, și li se interzice să mai vorbească despre Iisus Hristos. Iisus Hristos fusese declarat persoana non grata în cadrul poporului evreu, fusese ucis, răstignit și oamenii vremii crezuseră că subiectul s-a terminat. Și când fuseseră mai liniștiți că subiectul s-a terminat, dintr-o dată a izbucnit cu o forță nouă, nu doar unul, ci erau 12 persoane care mărturiseau sus și tare pe Iisus Hristos din Nazaret. Era inexplicabil lucrul acesta. Îi aduc în Sinedriu, îi interoghează, discută cu ei, doresc să-i intimideze. Autoritatea Sinedriului era așa de puternică în vremea aceea, încât mai nimeni n-avea curaj să vorbească în Sinedriu. Erau oameni inteligenți acolo. Erau oameni a căror filozofie și putere în ceea ce privește cuvântul era de neegalat. Imaginați-vă că Pavel sau Saul făcea parte din Sinedriu. Noi citim epistolele lui Pavel până în ziua de astăzi și ne încurcăm. Imaginați-vă că în Sinedriu erau oameni de felul acesta, de calibrul acesta. Gamaliel era în Sinedriu. Nicodem era în Sinedriu. Saul din Tars era în Sinedriu. Ăsta erau oamenii. Te duceai acolo și în fața autorităților tremurai. Ei au mizat pe aceasta și au chemat în Sinedriu. Și așteptau să se întâlnească cu niște pescari. Și când a venit pescari înaintea lor, frumos de tot, zice că au priceput că fuseseră cu Iisus. De unde? Vorbeau ca Iisus. Adică cum? Adică cum? Nici urmă de frică. Nici urmă de frică. Nu știu... Dacă putem înțelege noi prea bine treaba asta. Dar le-a spus limpede, le-a spus Petru. Spuneți-mi dacă sunt cuvinte de pescar, cuvintele astea. E cea mai frumoasă pledoarie pe care o poate cineva face. Încă o dată, să-mi spuneți dacă sunt cuvinte de pescar, de la versetul 19.
Judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Stați cuvinte de pescari? Este o provocare, este o provocare cu o putere logică și legislativă, dacă doriți, pentru că ei erau sinedriu sub autoritatea lui Dumnezeu. Fără precedent. Căci noi nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut, ce am auzit. Și Petru face parte la, sau face trimitere la calitatea lui de martor. Am văzut, am auzit, asta vă spunem. Vreau să vă întreb, între noi fie vorba. Dumneavoastră ce ați văzut? Dumneavoastră ce ați auzit? Că sunteți aici. Dumneavoastră ce mărturisiți? Vreau să vă întreb dacă ați auzit, dacă ați văzut, dacă e ceva real sau dacă e teorie. Și când veți pleca de aici, despre ce veți mărturisi? Încă o dată, ce ați văzut? Ce ați auzit? Ce ați pipăit cu mâinile dumneavoastră? Înțelegeți că ceea ce va trebui să experimentăm aici, adică închinarea din dimineața aceasta, va trebui să fie o realitate în care Dumnezeu să se atingă de viețile noastre și noi să ne atingem de Dumnezeu, în așa fel încât să putem spune ce am pipăit cu mâinile noastre. E vorba de atingere. Aceea vă vestim și vouă. Lucrul ăsta ar trebui să fie atât de puternic, să ne lege atât de tare de Dumnezeu și unii de alții, încât să nu putem pleca de aici, să nu putem să-L părăsim pe Iisus Hristos, să nu putem să întoarcem spatele lui Iisus Hristos, pentru că ar trebui să ajungem la concluzia unde să ne ducem. Aici sunt cuvintele vieții veșnice. Trebuie să se întâmple ceva. Omul nu poate rămâne slab, pipernicit. Omul trebuie să devină puternic în Iisus Hristos. Și apoi, partea a doua a întâmplării este momentul în care Petru și Ioan se duc la ei lor. De la versetul 23. Când au auzit, deci s-au dus la ei lor, le-au istorisit ce le spuseseră preoții și mai mari de seamă și bătrânii, atunci i-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele. Și urmează rugăciunea lor. Și rugăciunea lor este un model unic de asemenea. Așa se rugau atunci. Vă dați seama de puterea acestei rugăciuni. Versetul 29. Acum, Doamne, uită-te la amenințările lor și dă putere robilor tăi să vestească cuvântul. Oamenii ăștia nu se jucau cu credința. Ei cer din partea lui Iisus Hristos: dă, Doamne, putere. Ce ne lipsește? Poftiți? Suntem slabi sau puternici? Slabi sau tari? Cum suntem? Răspunsurile noastre uneori seamănă cu silogisme. Cu Iisus suntem tari ar însemna, dacă ar fi Iisus Hristos cu noi, suntem tari. Păi așa este. Dar problema în sine este, e Iisus sau nu? Și nu asta este problema, ci rezultatul ecuației este, suntem tari sau slabi? Pentru că dacă suntem tari înseamnă că, ce înseamnă? Că Iisus Hristos este cu noi. Dacă suntem slabi înseamnă că suntem singuri. Și atunci nu mă interesează mecanismul, mă interesează rezultatul. Sunt tare sau sunt slab? În mărturisirea credinței mele sunt tare sau slab? Cum sunt? Uitați-vă bine.
Credeți că mărturisim cuvântul lui Dumnezeu așa cum vrea Iisus Hristos sau Duhul Sfânt sau nu? Și nu e vorba de palavragiul veacului acestuia. Că Apostolul Pavel vorbește și de treaba asta. Și spune, nu, pe mine nu mă interesează vorbele. Eu nu vin la voi ca și palavragiul veacului acestuia, ci mă interesează puterea unui cuvânt. Puterea unui cuvânt. Mântuitorul spune la un moment dat, nimeni nu vine la mine decât dacă completați dumneavoastră. Zice stare. Îl atrage Tatăl. M-aș fi bucurat ca tot să-mi fi spus lucrul ăsta. Nimeni nu vine la mine dacă nu-l atrage Tatăl. Vă dați seama ce înseamnă asta? Am mai zis, o mai știți. Iisus Hristos era cel mai puternic vorbitor al tuturor veacurilor. Și El spune, nimeni nu vine la mine dacă nu lucrează Tatăl în el. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos lucrează în tandem. Ce înseamnă tandem? Lucrează împreună cu Tatăl. Și El spune așa, eu vorbesc aici și rostesc cuvinte. Dar cuvintele mele nu sunt pentru oricine. Cuvintele mele sunt pentru cine? Sunt pentru aceia în care lucrează Tatăl. Adică dincolo de mine mai lucrează cineva. Cine lucrează? Tatăl. În bancă lucrează Tatăl, dincolo de biserică lucrează Tatăl, pe străzi lucrează Tatăl. Lucrează cine? Lucrează Duhul Sfânt. Iar aici, spunea El, acolo unde era El, El rostea cuvinte. Și nu trebuiau multe cuvinte, dragii mei, nu trebuiau multe cuvinte. Eu rămân uimit. La un moment dat vine sutașul înaintea Domnului Iisus Hristos și spune, Doamne, zi doar o vorbă și de ajuns. Înțelegeți, cuvântul care îl rostea Domnul Iisus Hristos nu se baza pe retorica lui Cicero. Nu se baza pe cuvinte meșteșugite, alcătuite. Cuvântul lui Iisus Hristos avea valoare de parolă. Ce rol are parola? Parola funcționează sub regim de recunoaștere. Adică, într-o unitate de forțe speciale, oamenii se recunosc unul pe altul printr-un cuvânt care îl rostesc. Da? Și cuvântul respectiv are valoare de recunoaștere. În războiul de 7 zile, în 67, se povestește că era o zi cu soare, plăjile erau pline cu bărbați și cu femei care veșiseră cu familia și la un moment dat radioul funcționa toată ziua pe plajă. Și la un moment dat în timpul programului a apărut o muzică. Și când muzica aceea a apărut, bărbații de pe plajă au dispărut. Au dispărut. Ce înseamnă asta? Parolă sau consemn? Parolă sau consemn? Repet, cuvântul lui Domnului Iisus Hristos avea valoare de consemn. El rostea un cuvânt și pentru tot aceea pe care îi atrăgea Tatăl, cuvintele Mântuitorului aveau valoare de consemn. Alergau în stânga și în dreapta după cuvântul acela. Și când ajungeau în dreptul Domnului Iisus Hristos, ziceau, a, ăsta este, și rămâneau acolo. Din cauza asta Mântuitorul spune, eu sunt adevăr și viață. El nu era unul care spunea povești. Mega povestirile care sunt la modă astăzi nu intrau în caracterul dialogului său. Mântuitorul n-avea strategii omiletice. Mântuitorul avea putere.
Suntem slabi sau puternici? Nu vă angajați ușor într-un răspuns. E vorba de cercetare proprie. Nu spuneți că sunteți slabi. Pentru că dacă spuneți că sunteți slabi, înseamnă că nu sunteți cu Iisus. Și e dureros. Nu vă angajați să spuneți suntem slabi. Nu vă angajați să spuneți că suntem puternici. Pentru că dacă spunem că suntem puternici, spunem că suntem cu Iisus Hristos. Și dacă nu se vede, înseamnă că îl faceți pe Domnul Iisus Hristos slab și fără putere. Și e dureros. Și nu răspundeți sau nu tăceți. Nu răspundeți nimic. Pentru că seamănă că nu vă interesează. Întrebările astea au ca rost să nu mai putem sta pe scaune. Asta e scopul lor. Nu, întrebările astea nu sunt de a căuta un răspuns, ci întrebările astea ar trebui pur și simplu să ne ridice de pe scaun și să nu mai putem sta. Și să ne frământăm și să stăm ori pe genunchi, ori cu Scriptura în mână, ceva trebuie să se întâmple. Noi n-am venit la biserică pentru ca să plecăm liniștiți de aici. Noi am venit la biserică să plecăm de aici neliniștiți. Atât de neliniștiți încât să nu ne mai ajungă viața de acum înainte. De asta am venit la biserică. Nu știu cum vedeți dumneavoastră textul ăsta din 2 Timotei, capitolul 3, 16 și 17. E un text pe care îl știți foarte bine. Vreau să vi-l aduceți aminte. Căci Scriptura, vă amintiți ce spune despre Scriptura? Ce zice? Este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune. Cui? Cui? Omului lui Dumnezeu. Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie... Ce înseamnă destoinic? Priceput. Priceput, nu, priceput pentru orice lucrare bună. Orice lucru bun. Cum, bă, fraților, pentru orice lucru bun? La ce credeți că se referă Apostolul Pavel când zice orice lucru bun? Dați-mi exemplu. Aștept de la dumneavoastră. Exemplu. Orice lucru bun. Ziceți. Exemplu. Milă. Mulțumesc. Mai departe. Binefacere. Mă, fraților, zice orice lucru bun. Credincioșie. Ați intrat cu mine în biserică. Așa gândim. Credem că este vorba numai de lucrurile astea bisericești. Vreți să mai îmi dați exemple de lucruri bune care sunt dincolo de biserică? Ia ziceți-mi. Păi asta e tot în biserică, mulțumesc. Ziceți, frate, pe zi, spune-mi. Zi, frate, cum e munca de fiecare zi? Zi. Să trec strada un bătrân, mulțumesc. Să mă duc la un vecin să-i aduc ceva. Dar de ce nu vorbiți de zugrăvit, fraților? De ce nu vorbiți de zugrăvit? Dar de zidit, de ce nu vorbiți? De ce, vă e rușine? Orice lucru bun, e zugrăvit un lucru bun? Este. Omul lui Dumnezeu este destoinic pentru orice lucru bun. Fă, frate, treaba asta în așa fel încât să se mire o lume întreagă de ce ai făcut acolo la zugrăvit. La zidit. Spălatul vaselor. E un lucru bun. Cum o speli? Cum faci curățenie la cineva? De ce nu spui asta?
Noi nu ne dăm seama că oamenii se uită acolo. Eu mi-aduc aminte de profesoara mea de limba română care la un moment dat a zis așa: Eminescu, dacă ar fi trebuit să măture strada, ar fi măturat-o desăvârșit. Vedeți dumneavoastră cum se măsoară oamenii? Cum se măsoară oamenii? Eminescu, dacă ar fi măturat strada, ar fi măturat-o cum nu se poate. Toată lumea ar fi știut că pe acolo a trecut cine? Eminescu. Dar un creștin cum e? Orice lucru bun. Fraților, nu faceți din Scriptură teorie. Vă rog frumos, aplicați-o în practică. Tyndale spunea la un moment dat: voi face ca orice tânăr de la coarnele plugului să fie mai destoinic în Scriptură decât episcopii. Nu să știți cine e un episcop? Sigur că știți, da? Retoric vorbind. Este un om care ar trebui să stea toată ziua cu Scriptura în mână. Iar tinde el spune, un tânăr al lui Iisus Hristos va fi mai destoinic decât un episcop. Vreau să vă întreb, s-a împlinit asta? S-a împlinit? Se vede sau nu? Sunt copiii noștri mai destoinici? Da sau nu? Știți de ce vă întreb asta? Pentru că un copil va fi mai destoinic sau nu în funcție de părinții lui. Acolo se vede. Tu mai citești? Tu mai studiezi? Sau n-ai timp? Puterea nu se obține instantaneu. Noi tot așteptăm să vină Duhul Sfânt, să se reverse peste noi în ploaia târzie. Dar vreau să vă întreb, cu ploaia timpurie ce facem? Asta nu e așa de importantă sau cum e? S-ar putea să cădem în aceeași capcană în care a căzut prietenii și frații noștri penticostali. Iosif Țon spune la un moment dat și zice așa, zice: în a doua jumătate a secolului XIX, după 1850, s-a dezvoltat o mișcare în rândurile neoprotestanților numită Mișcarea după Sfințenie sau Holiness Movement. Și oamenii au căutat sfințenia cu toată puterea. Și s-au întrebat, cine este sfânt? Cum se dovedește un om dacă este sfânt sau nu? La sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, deci anii 1902, această mișcare a ajuns la concluzia că un om sfânt trebuie să fie un om miracol. Un om miracol, adică să facă miracole, să facă minuni, să facă lucruri nemaipomenite. Corect sau incorect? Corect sau incorect? Corect sau incorect? Și pe baza acestei idei a apărut vorbirea în limbi. Și a ajuns la concluzia că nimeni nu este sfânt cu adevărat desăvârșit dacă nu vorbește în limbi, pentru că vorbirea în limbi este ceva supranatural, sigur că da. Ei au uitat că astea-s darurile lui Dumnezeu. Că vorbirea în limbi este un dar. Dar că înainte de a veni darurile, care sunt un element aleatoriu, înainte de asta sunt elementele obligatorii. Care sunt elementele obligatorii? Roadele.
Roadele sunt obligatorii. Că pomul trebuie să rodească și după roade îi veți cunoaște. Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătate. Se numește, toate împreună se numesc cum? Caracter. Nu așteptați ca un om fără caracter să facă minuni. Și dacă un om fără caracter face minuni, atunci ăla este, ziceți, fals, da? Profet fals. Hristos mincinos. Și așa mai departe. Ați văzut vreodată sâmbătari mințind? Eu nu pot să le zic adventiști. Adventistul este un om care nu-și permite să țină o poruncă și să calce alta. Adventistul știe că trebuie să fie integral onest cu Dumnezeu. Ăla care minte și ține sabatul, ăla-i sâmbătar. A ales el o poruncă să o țină mai mult. Și o ține pasta de sâmbătă. Și se mulțumește cu ea și se laudă cu ea. Valoarea zero. Dragii mei, Dumnezeu spune că omul lui trebuie să fie destoinic pentru orice lucrare bună. Vreau să vă întreb, este omul lui Dumnezeu excepțional sau nu? Este excepțional sau nu? Da sau nu? Că zice acolo, fiți dar desăvârșiți, adică excepțional. După cum și Dumnezeul vostru este excepțional. Suntem așa. Ne dorim asta. Pentru că în asta constă puterea de mărturie. În asta constă puterea poporului Dumnezeu. Nu în vorbe meșteșugit, alcătuit. De asta vă spuneam, e un proces la care aș dori să vă chem, este un proces la care Scriptura ne cheamă. Textul din 1 Ioan 2 este un text fantastic, vreau să să-l citesc împreună cu dumneavoastră și vreau să vă întreb ce-i aia, că aș vrea să știu dacă avem împreună același limbaj. Deci, 1 Ioan, capitolul 2, cu 27. Ați găsit? Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Auziți ce spune? Datorită ungerii lui Dumnezeu care rămâne în voi, voi sunteți învățați de Dumnezeu. O altă expresie biblică, învățați de Dumnezeu. Și pentru că ați fost învățați de Dumnezeu, cunoașteți toate lucrurile. Păi e adevărat? Cunoașteți dumneavoastră tot? Ce e asta? Ungerea, auziți ce zice aici? Ungerea pe care ați primit-o de la El, despre ce-i vorba? Că, cine a primit ungerea? Despre ce este vorba? La ce se referă? Care este fenomenul acela care poate să transforme un om neînvățat într-un om care știe toate lucrurile? Despre ce e vorba? Poftiți? Ce-i ungerea? Sunteți siguri? Păi ziceți mai tare dacă sunteți siguri. Ce-i ungerea? Erau unși preoții și regii. Erau unși cu un de lemn. Un de lemnul era același, care era simbolul Duhului Sfânt. Ungere, Duhul Sfânt ajunge să conducă un om în așa fel încât să știe tot.
Cuvântul lui Dumnezeu spune: veți auzi o voce în spatele vostru care zice: iată drumul, mergeți pe el, când veți dori să vă abateți la dreapta sau la stânga. Fraților, asta înseamnă dialog. Dialog cu Dumnezeu, să-ți vorbească Dumnezeu, și Dumnezeu îți vorbește prima dată prin cuvânt. Cuvântul acesta scris. După aceea este continuarea cuvântului scris și inspirația continuă spunând să dea Domnul ca tot poporul lui Dumnezeu să fie făcut din proroci, cu alte cuvinte, oameni care vorbesc cu Dumnezeu. Dar nu vei putea vorbi niciodată cu Dumnezeu câtă vreme nu ai vorbit cu cuvântul ăsta. De asta întrebam la un moment dat, mai vorbim cu cuvântul sau nu? Nu citi cuvântul ca să înveți texte. Nu citi cuvântul ca să știi lecțiunea doar. Nu citi cuvântul ca să îți faci ritualul de dimineață. Citește cuvântul ca să îți vorbească Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ți-a vorbit Dumnezeu azi? Ți-a vorbit? Întâi Timotei, capitolul 3. Este un soi de completare, mai ales a primei idei. Spune așa, 3:7. Nu, aici vorbește despre episcop. Da, episcopul e în primul rând creștin, corect? E în primul rând un creștin. Și de asta îmi permit să spun că aici este vorba despre creștini. Auziți ce se spune despre creștini? Creștinul trebuie să aibă o bună mărturie din partea celor din afară. Cine trebuie să mărturisească despre un creștin? Nu biserica. Cine? Cine sunt cei din afară? Poftim? V-ați gândit vreodată să întrebați pe vecinii și pe oamenii din afară cam ce părere au ei despre dumneavoastră? Ca să vedem ce zice Dumnezeu despre noi. Foarte interesant. Ce părere au despre mine cei din afară, cu care vorbesc în fiecare zi, despre care eu zic sunt răi, aoleu, și mă persecută și nu mă înțeleg cu ei și mai departe. Dumnezeu spune, da, ia du-te tu și întreabă-i pe ei ce zic despre tine. V-ați gândit despre asta? Și spun lucrul ăsta pentru că Faptele Apostolilor, la început de tot, vorbește despre biserica primară. Cartea asta vorbește despre biserica primară. Ați băgat dumneavoastră de seamă ce zice această carte despre biserica primară? Faptele Apostolilor 2:47. Vorbește despre biserică, zice așa. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii, rugăciuni, fiecare era plin de frică, apostolii făceau multe semne și minuni, toți cei ce credeau erau împreună la un loc, aveau toate deopște, vindeau ogoarele, averile, banii, îi împărțeau între toți după nevoile lor. Știți ce ar zice astăzi lumea? Ar zice, hoții ăia. I-au pus pe ea să vândă, să le ia banii, le-au luat banii. Crezi că puteau și cei de atunci să gândească așa? Da sau nu? Păi sigur că puteau, că de aia Dumnezeu a intervenit în cazul lui Anania și Safira, care au zis una și au făcut alta și Dumnezeu a intervenit și a pedepsit, tocmai pentru ca nu cumva să se infiltreze între ei gândul acesta. Și în final, erau nelipsiți de la templu, frângeau pâinea acasă, ei lăudau pe Dumnezeu și, lucru extraordinar, erau
plăcuți norodului, celor din afară, erau plăcuți. Cum poate un creștin să fie plăcut înaintea norodului? Că se pare că treaba asta a rămas așa o enigmă. Cum poți să fii plăcut? Că parcă oamenii nu ne mai plac. Dar nu asta este întrebarea. Întrebarea reală este cum se poate ca un creștin să nu fie plăcut înaintea oamenilor? Cum ne-am ajuns la performanța asta? Puteți să-mi explicați? Nu. Nu pentru faptul că nu ținem căi. Nu. Că nu, nici nu contează. Nici nu contează. Că e weekend azi. Nu? Că liber și azi și mâine. Nici nu deranjează asta azi. Alte lucruri deranjează. Altele sunt lucrurile pentru care lor nu le place. Aici, dragii mei, ne împărțim în două, în slabi și puternici. De aici ne vine slăbiciunea. Nu din altă parte. Aș vrea să mă opresc sau aș vrea să închei cu Luca 10 cu 19. Mântuitorul vorbește ucenicilor săi pe care îi trimite în toată lumea. De data asta aici este vorba de trimitere locală, trimiterea celor 70 de ucenici, dar principiul este același. În Matei 28, când Domnul Iisus Hristos îi trimite pe ucenici în toată lumea, Mântuitorul folosește același principiu. Și aș vrea să observați care este principiul. Versetul 19. V-am dat putere să călcați peste șerpi, scorpii, peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va vătăma. Cât de puternică este Biserica lui Iisus Hristos? Cât de puternic ești tu? Să calci peste șerpi, peste năpârci, peste toată puterea vrăjmașului, veți călca în picioare. În Romani, ultimul capitol, Apostolul Pavel completează tabloul ăsta într-o imagine de asemenea triumfătoare. Spune așa, că Biserica lui Iisus Hristos, versetul 20, Romani 16 cu 20, Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Biserica lui Iisus Hristos ce va face? Va zdrobi, va călca peste șerpi, năpârci. Există un tablou în literatura creștină care vorbește despre cumpăratul unei case. Când tu cumperi o casă, o cumperi cu șoareci cu tot sau nu? O cumperi cu gunoi cu tot sau nu? E o mare diferență ca cineva să fie proprietarul unei case și să fie locatarul ei. Poți să fii proprietarul unei case în România de când n-ai mai fost pe acolo. Ce se întâmplă cu casa ta din România? Regele și-a cumpărat o casă nouă. Cine e casa nouă? Eu. Și-a cumpărat-o cum? Cu șoareci cu tot. Și șoarecii adună mizerie în casă, așa e? Adună mizerie. Și mizeria, la rândul ei, ce face? Adună șoareci.
Iar castelul este al cui? Al regelui. Și lucrurile vor merge așa până când? Până când? Până când se mută regele înăuntru. Și în ziua când se aude vine regele, ce trebuie să întâmple? Trebuie curățenie. Șoarecii trebuie dați afară, gunoiul trebuie scos afară. Vreau să vă întreb, cine este responsabilul acestui castel? Care sunt eu, care ești tu? Cine e responsabil cu castelul? Proprietarul cine e? Dumnezeu. Cine este administratorul castelului? Eu și cu tine. Responsabilului castelului i s-a dat autoritate peste șoareci și mizerie. Are autoritate, are putere. Dacă ai auzit că vine regele și vrea să se mute, este de datoria ta ca prin autoritatea pe care ți-a dat-o Dumnezeu să-i scoți afară. Vreau să te întreb, ca administrator, ți-ai luat angajamentul acesta? Ești în funcție sau nu ești în funcție? Ești ispravnic credincios sau necredincios? Cum e? Că așa zice, că sunt ispravnici credincioși sau necredincioși? Că sunt administratori credincioși, sunt administratori necredincioși. Cei credincioși vor da afară, vor face curățenie, vor face lună, pentru ca să vină cine? Regele. Cei necredincioși nu vor aștepta regele. Cuvântul spune, cel necredincios va zice, va întârzia. Nu, lasă, că întârzie. Și dacă întârzie, ce rost are să faci curățenie? Că dacă faci curățenie și întârzie, casa nelocuită, tot degeaba. Las. Dragii mei, finalul acestei întâlniri, finalul închinării noastre, este momentul în care înțelegem că dacă am spus că suntem puternici și nu suntem slabi, atunci trebuie să ne luăm în serios funcția de administrator în castelul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Poate că este important să fii și un zugrav bun, poate că este important să fii un tâmplar bun, poate că este important să faci curățenie bine, este important, toate astea sunt importante, dar Dumnezeu ți-a dat putere prima dată să fii ispravnic eficient sau administrator eficient. Începe cu propria ta casă, cu propriul tău castel, pe urmă ieși afară. Aș vrea să te întreb, câtă vreme vei mai lăsa șoareci în casa ta? Câtă vreme vei mai lăsa gunoiul în casa ta? Câtă vreme vei întârzia să faci curățenie?